Iată ce au scris unii absolvenți la proba de română după 12 ani de carte. Domnul Bacovia spune în poezie că toți din jurul lui era de plumb, chiar și mortul. Autorul și-a ales plumbul pentru că toată lumea purta aur și argint și el a vrut să fie mai special. Pentru că e de prost gust să pui la cimitir coronițe de plastic, poetul a pus coroane de plumb. Sunt mai grele, dar de efect pentru cititori. Între timp, efectul asupra candidaților a fost dezastruos. Mă gândesc. Absolvenții au chipzuit, au tras concluziile și au decis și ce e de făcut. Să mă duc dincolo în străinătate. Nu am ce să fac aici în țară. Oare ce ar putea să facă elevii în această țară? Să învețe, le răspund profesorii conștienți că unii adolescenți nu au deschis un manual în această vară și nu au fost măcar tentați să se plimbe printre rafturile cu cărți în timp ce mergeau la cumpărături și totuși dispun de un intelect înzestrat și capabil să le ofere o carieră și un viitor. Copiii ăștia care dau acum bacalaureatul n-au apărut așa, au fost educați de niște educatori profesionalizați care au luat bani pentru chestia asta, iar acum sunt niște producători de perle. Ca scoicile nobile. Îl socotea mâna lui dreaptă, adică vrea să zică că avea o mână stângă și două mâini drepte. Dacă îl credea mâna dreaptă, posibil că avusese un accident și era handicapat. Câmpul semantic al artei e așa de mare că nu pot să aleg ce să scriu. Motivele literare ale scriitorului sunt ca să își amintească el niște peripeții, pentru că atunci nu puteai să filmezi și să faci poze. Și al doilea, să ne povestească și nouă. Chiar cunoașteți pe cineva care i-a plăcut să învețe? Asta cu învățatul pare să fie un fel de pedeapsă, în care singura chestie importantă este cum să te scoți, fără să faci ceea ce ți se cere. La final, un verdict tăios lăsat de un elev la sfârșitul lucrării. Dacă nu dați subiecte mai simple să le facă și copiii normali, eu nu mai vin la examen.